Bună seara și bine v-am găsit! Eu sunt Dumi, gazda voastră, suntem la Dumi Show și astăzi o avem alături de noi pe Alexandra. Bună, Alexandra! Bună! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Cum te simți la noi? Mă simt foarte bine, m-ați primit uh, super mișto. Ok. Deja suntem prieteni, cunoaștem de viață. <laughs> Îți mulțumesc tare mult. Dacă nu știți, ea a venit mai din Galați. Da? Bine, am mai avut treabă, dar tocmai din Galat să vină până aici e ceva, nu? Da, nevoia și plăcerea. <laughs> nu a fost obligată. <laughs> Pentru cine nu știe, dar cred că e cam imposibil, Alexandra a fost semifinalistă la X-Factor România 2020. Da. Wow! wow. Cum a fost? Uh, experiența de la X-Factor a fost uh, una foarte grea. Okay. Am avut foarte multe de învățat Mai ales anul ăsta Eu am fost și acum patru ani Eram un pic mai mică, nu știam cu ce se mănâncă Nu prea știam eu multe okay. Eram mult mai mea de copil Dar acum tot a fost la un alt nivel A fost mult mai profund A fost Semifinală? Cred că e destul de da, profund uh, Da, profund și foarte emoționant Meritai chiar finala, să știi Mulțumesc! Vreau să lăsăm muzica puțin deoparte, da? Chiar dacă cred că îți este foarte greu să faci asta. Și vreau să ne spui cine ești tu, lăsând muzica deoparte. Eu știu că tu acum câțiva anișor, cred că pe la 13 ani, cochetai oarecum cu Actoria, oh, imitai personaje no, no. Mihai Bendeac că spune ceva Nu, no, nu no, Nu, no, nu no, no. Vai, ești un despre tine. Eu? No Nu e ca și cum sunt gazda dar trebuia să știu mult mai multe Da, nu Nu, așa ceva nu e, nu este de acceptat spune-ne mai multe, te rog Ce să-ți spun, am fost la Nextar Și eu eram super artistă Eu eram teatrul deci foarte mult Mihai Bendeac și era moda aia cu, uh, nu știu, plouă, se cresc, nu știu, nu. nasc găinile, nu mai știu exact cum mai era, cresc porci și, și aveai și barbă da, aveai, și... era naturală, da Era naturală? Da, <laughs> Da, era mea cu de ricin <laughs> Deci, ești actriță de mică E, nu, sunt uh, o amatoare <laughs> de mică <laughs> uh, Da, mi-a plăcut foarte mult Mihai Bendeac Și tot că ți-am zis că era cu moda asta Și toată lumea a limitat atunci Și am zis, eu de ce? Eu, ce? Eu, cum să nu limit? Eu, eu, nu pot Da, și eu uh, eram foarte sigură pe mine Eram cea mai bună în mintea mea Adică nu mai conta că mai erau alți actori care imiteau. Nu, eu eram cea mai bună <laughs> și tu ce făceai cu Videoclipurile, Le puneai undeva? Le... A, nu, de filmat nu mă filmam. Okay. Aveam spectacol acasă. A, okay. Când veneau rudele mele, mama mereu mă punea să limit pe bendeac. <laughs> Eram actrița familiei <laughs> și nu mă filmam niciodată. Doar la nextar de au asistat să mă filmeze și eu am acceptat normal. Normal și cu bărbiță și cu tot. Bărbiță mustăcioară. Și lăsând muzica și, și actoria, deoparte. Cine ești? Tu spune-ne mult mai multe despre tine. Păi, ce ți place uh, să faci? Sunt elev în clasa a 12-a oh, și de aici, Bacul. Uh, da, exact. Deci uh, se înțeleg foarte multe lucruri ca în bacul, că poate sunt un pic stresată, cine știe. Un pic, un pic, oh, un pic nu e nicio problemă. Cum merge pregătirea? Uh, merge foarte bine, merge foarte Boc, bine, chiar azi ne au uh, uh, au băgat pe site materia de bac oh, super. și programa. E, e ok, e foarte ok. Și după față BAC? De ce facem după BAC? După BAC o să mă duc la facultate. La ce facultate vreau să știu? O să mă duc la uneatege. Opa! Universitatea Națională de Artă Teatrală ah, și bă, super. Cinematografie. Super! Deci... Da, tot Mihai pe zona Bendeac asta. merge așa din... <laughs> un pic, un pic. Baby <laughs> steps. Un pic. Mă bucur. Mă bucur să aud asta. Și în rest, în afară de muzică și de... La de muzică și de, și de actorie, și de școală. Și de școală, da? Ce sunt? Îmi place să ies cu prietenii. Mi-am desenat pereți, am, am talent și în desen, adică eu sunt așa. Dar mi-am desenat pereți în pandemie. Mi-am făcut foarte wow. multe desene pe pereți. Super! Ești o artistă completă. Da! Hai. Hai să zicem. No, ești pe drumul ăla, Ba da. Sunt în zona aia, dar nu sunt o artistă completă. Clar drum, nu. Adică, ești pe drumul ăla. Asta eu mă acces pe muzică și restul sunt, așa, la nivel. Sunt pasiuni. Da, pasiuni. cum are cred că toată lumea pasiune, dar nu e obligatoriu să ne descurcăm, așa cum nici eu nu mă descurc. Ba da, chiar. Da chiar place te să cai. cred că mă descurc. Vrei să le dăm oamenilor videoclipul cu tine? Nu, cred că sunt ok. Da, ok. <laughs> no, okay. No, okay. okay. <laughs> îl găsiți și tot, tot dau eu, nu e nicio problemă. Dar pasiunea pentru muzică, de unde a apărut? Eu știu oarecum ceva, mătușa ta își dorea da. foarte mult să cânte și nu. Uh, N-a fost să fie și? Uh, da. Așa e, oricum, în familia mea sunt uh, foarte mulți muzicieni, okay. dar nu muzicieni în sensul că chiar au făcut ceva cu muzica, ci doar la nivel de pasiune. Okay. Cred că era și un pic talent, adică. Eu chiar zic că. Deci, ai ei moștenit erau fali, asta? Ei erau talentați, da, am moștenit, am moștenit talentul, dar în principal, Mătușa mea era cea care se axa foarte mult pe muzică, a vrut okay. să facă școala populară de arte, doar că, mă rog, din mai multe motive, nu a putut să-și mai continue studiile și a rămas mereu cu gustul ăsta amar ah. despre muzică și, am mă rog, niște resentimente. Și a văzut în mine un potențial, a fost prima care m-a descoperit, pentru că atunci când eram mică eu cântam și îmi plăcea foarte mult să cânt, doar că totul era fals, adică nu era nimic frumos. Și mătușa mea a zis că. dacă îți place, hai să mergem să vedem dacă te descurci, așa că mă rog, am fost evaluată de o profesoară de canto și mi-a dat ok-ul. Și așa am început, da. Și cam de la câți ani? De la 9 ani. De la 9 ani, da. Rămâi în clasa a 3, ce faci? 8 ani? Nu, cred că aveam 9 ani. Super, deci. Da. Și tu de la 9 ani faci canto și tot da, așa? Da. Se vede. Se <laughs> vede. Chiar se vede. Și te-ai gândit, deci acum, deci aveai 9 ani, deci cam acum 9 ani, cam așa? Da, nu? da. Cam, cam acum 9 ani, te-ai gândit, ani, da. În ăștia 9 ani să spui stop? Nu. Nu. Deci n-ai avut niciun moment. Nu, n-am avut absolut niciun moment. În care să spun că nu mai vreau să fac muzică, poate am mai avut eu insecuritățile mele legate de vocea mea sau nu știu legate de viitor, dar okay. nu m-a determinat niciodată să mă las de muzică. Mă bucur să aud asta. <laughs> și spune ne și nu, pe la ce festivaluri, concursuri ai fost? În afară de de X Factor. X -Factor uh, am da. fost și la Nextar, tocmai ai da, in, și la Next la mai devreme și în rest am fost la concursuri naționale și chiar internaționale din țară și am mai fost și în Italia, în Bulgaria, wow, la super. concursuri, da. Super. Da. Super, super tare. Mulțumesc. Eu ți-am zis, ești, ești, pe drumul ăla să fii un artist complet. Doamne ajută. Să zicem că cam ăsta e drumul, tu ești au pe aici. De pe aici. <laughs> e bine. Uh, Spune-mi, te rog frumos, mai multe despre X factor, să vedem. Că toată lumea vrea să știe asta. Deci, în primul și în primul rând, tu ai fost și acum 4 ani. Da, da, da. la 14 ani. Ce s-a schimbat atunci și acum? Uh, Fă-mi o diferență, să vedem. Uh, diferența este clar la mine. Okay. Uh, mi s-a schimbat modul de gândire. Okay. Uh, vocea, clar, evident, în 4 ani se schimbă foarte multe, mai ales vocea, mi s-a schimbat. Uh, percepțiile mele asupra viitorului... Nu s -au schimbat. Uh, s-au s schimbat. s-au schimbat. S-au schimbat? schimbat. odată cu gândirea, pentru că Am când eram mai mic, uh, eram așa, într-un vis. Uh, era copilărie, mie îmi plăcea că sunt la televizor, adică atât gândeam. Și da, îmi doream exact. să ajung artist, cântăreață, doar că acum, uh, că se apropie încet, încet... Uh, Maturitatea și încep să îmbătrânesc Dacă zici de acum, pe bune! Nu, nu. Zic că trece timpul foarte repede și trebuie să mă gândesc serios să fac ceva. Adică dacă aveam 14 ani și mă gândeam că am timp, acum zic că nu mai am chiar nu atât de timp mult acum, timp. Nu? Da, și de asta zic că mi s-au schimbat percepțiile și gândirea. Adică e totul mai la. Repede înainte. Am înțeles și vreau să te întreb Ești mulțumită De ce ai făcut acum patru ani? Da, la nivelul la care eram Sunt mulțumită Bineînțeles că și în momentul acela Știam că pot mai mult Credeam în mine Și că știam că mă pot autodepăși Dar la momentul acela Atât s-a putut Atât s-a putut. Putut. putut Care era întrebarea? <laughs> Scuze, nu e nicio problemă. Da, dacă nu Am fost mulțumit, da, 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 acum da, patru ani. Da. Așa. Da. Și acum, trebuie să zic și acum, dacă am. Uh... Acum, dacă nu ai <laughs> fost mulțumită, chiar mă supăr eu. Adică, într-adevăr. Și acum, cred că sperai uh, Da, nu? speram la mai mult. Eu sunt o perfecționistă okay. din fire. Sunt și fecioară, cred ah. că. Okay. dacă le știi cu zodiile. Cât, cât, cât de cât, da. 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 Uh, nu pot să spun că nu am fost mulțumită. Am fost mulțumită, însă sunt sigură că se putea mai bine, adică chiar se putea mai bine. Chiar se putea mai bine. Nu știu cum s-a văzut din exterior, doar că eu știu evoluția și eu știu cât pot și Asta, Sunt sigură da. că aș fi putut să dau mult mai mult. Știi, asta cred că depinde foarte mult și de oameni. Da. Uh, pentru că ce a fost acum, într-adevăr, din punctul meu de vedere, a fost un an foarte dur, adică pentru da, da. au fost uh, super. for uh, Cine a mai fost? Spunem tu, te rog. Uh, uh, Sonia Sonia, ai fost tu. Da. Uh, Adrian Adrian. Petrache. Deci, da. chiar a fost un an uh, super încărcat de, de voci super bune. Și, și oamenii... asta a fost foarte bine. Da. A fost foarte bine. Concurența, e foarte bine să ai concurență. Mai bine să ai concurență și să știi că, măi, nu ai câștigat și anul viitor muncești mai mult. Pe uite, tu, tu ești un exemplu că te-ai dus acum patru ani, n-ai renunțat, ai stat acolo patru ani, ai muncit pentru visul tău, te-ai perfecționat și acum semifinala. Da. <laughs> te gândești oarecum să mai mergi? Să mai încerci? Nu. M-am gândit, nu cred că o să mai merg, cel puțin la X Factor, poate o să încerc în alte țări, nu știu asta, doar că nu prea aș vrea să mai merg la X Factor, simt că am am epuizat deja subiectul acesta. Am înțeles. L am epuizat un pic. Da, nu știu, eu ți-am zis, a doua ta prestație la melodia Love on Top, cred, da, da. pentru mine a fost... Mulțumesc mult! Mi s-a stins tot, eram acolo, zic, mamă, băi, nu se poate, deci chiar nu se poate. Pentru mine aia chiar a fost wow și, cum ți-am zis și mai devreme, când a zis domnul... Domnul Ștefan când a zis, băi Alexandra, tu stai acolo că stai bine, ăla e scaunul tău. Na, s-a văzut. Uh, nu pot să zic acum că să, să te iau că îmi pare rău că n-ai mers în finală, că îmi pare bine, Doamne ferește, dar ai fost om de finală și din punctul meu de vedere. Adică... Cred chiar... că ăsta e cel mai mare câștig, ca tu și ceilalți oameni care m-au văzut și m-au apreciat exact. să... Să ajungă la nivelul ăla în care să creadă în mine și să spună, măi, fata asta merită în final. asta e cel mai mare câștig. Încrederea oamenilor. Exact. Nu și aprecierea. Adică pentru mine ăsta e cel mai mare și câștig. Că, și că tot am ajuns aici. Tu, în drumul ăsta, în afară de cei din familie, să zicem colegii de la școală te-au susținut sau te-au tras puțin așa să zică, băi, stai mă puțin că trebuie să cânți dacă vrei să fii tu mare cântăreață, nu, doar ăia care sunt, știi ce vreau să zic da, nu am avut situații de genul, doar că au fost câteva persoane mă rog, nu nu mi-a dat nimeni hate okay. din persoanele apropiate amici, cunoștințe, doar că au fost doar câteva persoane prieteni apropiați și familia okay. care m-au susținut și care chiar erau acolo și se bucurau de ceea ce am realizat. Da și eu mă bucuram și mulți oameni. Deci ăsta... da, aici, Asta... aici am vrut să ajung. Exact. Că sunt unele persoane pe care le cunosc, care sunt din oraș cu mine, cu care ieșeam zilnic poate acum un an, poate acum doi ani, poate acum câteva luni. Și nu s-au bucurat la fel de așa? Nu că nu s-au bucurat, poate nici măcar nu le-a păsat așa și... Asta m-a, nu știu, m-a demoralizat puțin, că erau niște persoane pe care eu le consideram super apropiate. Oh, și să înțelege. vezi că cineva, nu știu, nu. Nu e bucuros, nu se bucură odată cu nu tine. Nu se bucură pentru tine, adică pentru... exact. M-au felicitat mai multe persoane necunoscute exact. decât persoane de la care să zic că aveam așteptări. Exact. Pentru ceea că... ce mi se pare foarte trist. Pentru că cei de lângă noi poate n-au 100% încredere în ceea ce vrem noi să facem, și dacă au, se gândesc că, bă, dar eu, eu nu pot să cânt cum o face ea. Sau eu nu pot să fac asta, și să știi că au un de resentiment acolo. Oamenii nu sunt răutăcioși, în general, știi? Sunt, nu o să zic, poate sunt răutăcioși neintenționat, pentru că ei poate nu pot să facă ceea ce faci tu. Și uh, e valabil în orice domeniu? Uh, sincer, eu nu am neapărat părerea asta. Okay. Eu cred că dacă nu sunt răutăcioși, sau dacă sunt răutăcioși, sunt neintenționat. Okay. Doar că cred că e o dosă de nepăsare. Da, asta mă deranjează. E efectiv chestia aia, bă, trece, nu trece, nu prea mă interesează. Adică, măcar dacă aș fi avut o reacție din partea lor, băi, sunt răutăcios. Las -mă, nu vreau să aud de tine, nu, exact. place de tine. dar ei nici asta nu au avut. E nici asta, exact. Având avut nicio reacție de parcă n-ar fi contat și mă așteptam, pentru că nu mă așteptam la uh, da, da, da. nepăsarea asta, mă așteptam la un pic mai multă, nu știu, nu neapărat bucurie, că n-am nevoie de bucurie. Să simți că sunt acolo S -s -sim pentru că tine, sunt că, acolo sau că, 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 că se bucură sau că Măcar, băi, mi-au dat un mesaj, înseamnă că se mai gândesc la mine, exact. zic, uite -o! și pe fata asta cu care ieșeam înainte, în fiecare zi, uite ce a făcut, ce a realizat, adică mi-aș fi dorit să fie mai aproape și nu mi-au fost. Adică nu pot să zic că toți au făcut așa, au da, fost doar... Da, da. uh, câțiva dintre prietenii mei apropiați care chiar m-au susținut, chiar au și venit cu mine. Da. De la Galați? Da, de la Galați. Da, super Galaci, tare, da. super tare. Să știi că poate asta e un semn că nu toți oamenii de lângă noi ne vor binele în sensul ăla. Da. Ok, am deep, în... deep. Exact, un pic deep. Vreau să să mă duc și mai deep un pic. Vreau să te oh, întreb un lucru. Sigur o să zici nu, dar hai să zicem. Te ai fi dorit un alt coach? Uh, nu. Nu, adică... Uh, Cum te-ai înțeles cu domnul înțeles Ștefan? am foarte bine cu domnul Ștefan. Uh, nu mă așteptam, sincer. Eu de la televizor îl vedeam mult mai rece, distant. Mult mai serios, așa, mă, nu? mai mă, serios, nu? exact. Uh, doar că a fost uh, exact opusul la ceea ce mă așteptam eu. Era mult mai cald cu noi și chiar ne susținea. Ne susținea și ne ajuta, ne dădea sfaturi foarte bune, și chiar în afara camerelor de filmat. Da. Adică, da, asta, că presupun că în fața camerelor de filmat, majoritatea, și nu zic de cazul acesta, dar da, 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 da. majoritatea oamenilor au o altă atitudine ca să dea bine la public. Doar că în afara camerelor, domnul Ștefan chiar chiar era super apropiat de noi și în mod egal, adică nu cred că. Chiar s-a văzut asta, deci cu toate, chiar și, și în bootcamp atunci, cu da. toate și după, și mai departe, era foarte. era ca un. ca un tată, sincer. Deci da. era. ca un tată. Fetele mele, fetele mele. <laughs> nu. Deci, da. răspunsul e nu. Nu ți-ai fi dorit. Nu, nu mi-aș fi dorit. Nu ți-ai fi dorit. Ok. Uh, Te-ai gândit să-ți scoți piesele tale? Uh, da. Da, m-am gândit să-mi scot piesele mele. Uh, și sunt sigură că o să scot la un moment dat niște Astăzi, piese, okay. doar că nu știu exact când, oricum. Aceste, nu e momentul este, acum, nu? E o perioadă foarte stresantă și uh, aglomerată, cu pregătiri, cu admiteri, cu uh, examene, cu așa. Și uh, bineînțeles că pot să-mi fac uh, loc și pentru muzică, și pentru, pentru mai multe lucruri, dar în special pentru muzică, doar că simt nevoia acum să mă focusez pe viitorul meu legat de facultate și uh, și școală, mă rog, bac și așa. Da, da, da. Oricum, de anul cred viitor. Cred că e cel mai bine. Da, oricum de anul viitor o să mă focusez mult mai mult pe muzică și pe teatru pentru că o să fiu și aici la București. Wow. O să mă mut în București. Deci te muți aici, da, nu? Mă mut Super. aici și atunci eu o să am mai multe portițe pe care pot să intru. Oricum, cred că deja le ai și Ține doar de tine când vrei să le... Da. Când vrei să bați. Știi ce vreau să zic? <laughs> Spune-ne, te rog, care a fost cel mai frumos moment din viața ta care are legătură cu muzica? A fost semifinala? Sau... Da. Da, clar. Legat de muzică, am avut foarte multe momente frumoase. Spune-ne și, și nouă câteva. așa. Am câștigat concursuri la care nu mă așteptam. OK. Să câștig cum ar fi Fico. A fost ultimul concurs la care am participat. Okay. E festivalul organizat de Cezar Oatu. Okay. Așa. A fost o concurență foarte mare și concurenții foarte buni și eu nu mă așteptam. Deci sincer, îți spun că nu mă așteptam să iau trofeul festivalului. Și a fost super neașteptat și așa, aneu. <laughs> <laughs> Înțelegi, adică chiar chiar nu mă așteptam și atunci a fost foarte bucuroasă că mă rog, am realizat acest lucru și la multe alte festivaluri în care am avut rezultate peste așteptările mele, doar că la X Factor, într-adevăr, a fost o fericire, o fericire pură. Poate erau și uh, rănile trecutului. Chiar, chiar asta vreau să te întreb. Când ai luat patru de da acum, a fost la fel, gen, cum te-ai simțit? A fost fix la fel ca acum patru ani sau în esență oarecum a fost la fel, doar că anul acesta a fost mult mai greu să iei patru de da, da, pentru că era formatul altfel și bineînțeles că a fost challenge mult mai mare și pentru mine și când am obținut patru de da a fost a fost super, a fost super și am fost foarte bucuroasă și nu puteai să obții așa de ușor patru de da de asta de aici a provenit și fericirea asta mult mai mare. Dar și acum patru ani am fost foarte bucuroasă. Am dau seama, da. Doar că atunci puteai să, să iei mai ușor patru de da. Dar tu, mm. pentru că ai mai avut acum patru ani încercarea tu acum când te-ai dus, erai sigură că iei patru de da? Sau mm. că treci? Mm. Uh, nu. A, ah, și asta, asta am vrut să zic, că tot cu patru de da, că anul ăsta, dacă, dacă luai patru de da, te duceai direct în bootcamp. Acum 4 da. ani, dacă luai patru de da, era erai... tot pe o listă de așteptare Adică nu era da. ceva sigur. Da, deci. Uh... Deci. Nu, <gântu -i> no. vreau să te întreb dacă tu, când te-ai dus acum, știind că. Ah, dacă ai... eram sigură, da, dacă era. Că ai alte posibilități că... acum, că te simți mult mai sigură pe tine, te-ai gândit, băi, poate nu trec, poate nu iau 3 de da sau 4, sau te-ai dus cu gândul. Gata, eu nu... Nu, m-am dus că, cu gândul că o să iau patru de da. Okay. Sunt un pic mai pesimistă de fel. <găș> nici, nu mm, că, uh, nici nu ziceam că... Nici nu ziceam că nu o să trec sau așa. Totul depindea de mine, de cum mă simțeam în momentul exact. ăla pe scenă pentru că am avut și prestații bune și prestații mai puțin bune. Uh, și... Mm. Nu, nu neapărat a, legat de X-Factor, zic a, și înainte. Credeam adică că și să acum. Și prestații bune și prestații mai puțin bune. Și depindea exact de... Doar de tine. feeling meu din momentul acela, cum mă simțeam pe scenă, cum simțeam publicul, cum simțeam juriu și că mă hrănesc cu energia asta. Am înțeles. Spune-ne și nu, te rog, să intrăm puțin mai așa. Ce înseamnă muzica pentru tine? Să vedem. Ce înseamnă pentru tine? Nici nu știu ce să mai zic. Nu știu. Am așa anumite sentimente. Muzica îmi dă anumite stări pe care nu pot neapărat să... Le, explic. să le explici. Cum a, să zic că, da, muzica este viața mea, așa cum zice toată lumea. <laughs> Numai, nu mai. Chiar e un sentiment pe care nu poți să-l explici. Efectiv, muzica e o stare, da? e un stil de viață. E, adică și așa. Și nu doar pentru mine, cred că pentru toată lumea. Așa cum, exact. dacă te duci în mașină și conduci, nu poți să conduci fără muzică. Exact. Nu, că ar fi drumul. Da, aia, da, la tine așa. cred că e un pic. Da, un pic e, 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 e puțin diferit pentru că. Nu știu, adică, da, e puțin diferit, dar în baza e aceea, așa, adică. Dacă tu zici, da, nu știu, eu uh, văd, văd muzica pentru tine ceva, așa, gen de care chiar nu poți, gen, nu poți să stai fără muzică. Nu, chiar nu poți să stau fără muzică, uh, ciudate e că, să știi că ascult rar muzică. Serios? Da. Păi cum da. se face asta? Să zici că stau, adică sunt anumite persoane care sunt disperate să asculte muzică. Eu ascult muzică, clar, ascult mult, doar că dacă stau așa în pat și mă gândesc sau nu știu, am chef să fac ceva, nu mă gândesc că vreau să ascult muzică. Când sunt disperată și am eu o anumită miză, trebuie să învăț o piesă, vreau să învăț o piesă sau sunt disperată după o piesă, o ascult în continuu. Da, în general, nu pot să zic că 24 din 24 ascult muzică. Dar n-ai chestia asta, de exemplu, dacă ești mai mai tristă, n-ai o melodie okay, pentru chensa. Da, normal, adică când ești trist, vrei să plângi. Sau fericit, nu? da, sau, sau fericit. când ești fericit și de multe ori știi că ai piesa aia tristă și te ating care Care piesa ta ale... tristă, care e? Păi, am o grămadă de piese. Depinde de stare, dacă suferi din dragoste, dacă suferi din prietenie, din familie. De ce ai mai multe? Ai... Am ai... mai mult de am eu playlistul meu. <laughs> Odată mă certasem cu o prietenă și știam că trebuie să fiu tristă, dar nu mi lacrimile. mi-am pus o piesă și era un vers pe care efectiv știam că o să încep să plâng. Și, și, -am... și ascultam mereu și dădeam piripit doar versul ăla, că mi și plăcea să-mi put... fac rău. Înțelegi? Deci era în la nivel. <laughs> ce fel de muzică îți place, ești genul ăla de om băi, eu ascult doar pop, dance și nu știu ce sau ești din toate, ești sunt din toate, chiar, chiar sunt din toate depinde de stare, adică și de cântat și de cântat, dar cânt de da, da, toate da, da. măi, eu încerc să le cânt pe toate majoritatea ies în stilul meu evident, seama, și da. aici mă refer la populară, de exemplu okay. dacă aș cânta populară nu cred că ar fi populară de acolo 100%. Adică tot ar fi ceva popular ușoară. Serenade, ceva. știi? <laughs> <laughs> nu, doar una singură. Trebuia să fac asta, scuză -mă. Chiar trebuia să fac asta. vreau să te întreb, care este preferatul tău de la noi? Un artist preferat? Liviu Teodorescu. Mamă, cât de sigură pe tine. Liviu Teodorescu. De ce el da. este, nu? Da, da. Wow. Nu știu, piesele lui Martin ating de fiecare dată. Nu mă satur niciodată să-i ascult piesele, niciodată. Da, și din punctul meu de vedere e unul dintre cei mai, cei mai talentați de la noi. Da. Și din afară? Uh, cred că, Bianes, uh, Riana, îmi place și Iriana. Uh, super. Da. Ți-ai dorit de la noi din țară să colaborezi oarecum în viitor. Uh, pentru mai multe piese cu vreun artist în afară de Liviu? Mi-aș dori să colaborez cu, toți toată cu toată lumea, da. Cine vrea, eu sunt deschisă. <laughs> Ați auzit-o, da? Deci noi avem numărul, ne pe noi și nu e nicio problemă. Uh, Aceste mai întrebă pe tine, aveam, am aici ceva pregătit și vreau să te surprind să vedem noi așa. Oh. Să te surprind sau nu? Da. Da? Păi atunci începem cu rubrica mea preferată ai aici, um, wow. bol, da? cuvântul, ai aici un bol, da? Cântă cuvântul aici un bol Nu vreau să pun presiune pe tine să zic că ultimul meu invitat din 13 a știut uh, 11 Da, nu, Nici... e presiune. nu e nicio presiune o Să mă fac de râs dacă nu o să știu niciunul Niciunul? Niciun cuvânt Ei. Ia să vedem, hai să începem, te rog E frică Haide, haide, haide nu o să știu niciunul. Nil spui prima oară și după. Eu am aici și ceasul. Cub? Ce cub? Nu, nu da drumul, stai un pic să... Da, e... merge, nu. Cub? C -c -c nu și pot să inventez o melodie. Cub, 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 <laughs> cub. Deci vreau să zic sincer. Deci nu și vreau să vă zic, eu am făcut cuvintele acum trei zile. Cuvântul ăsta nu mai știu din ce melodie l-am luat. Îți jur că nici eu nu mai știu, dar era ceva cu cup de gheață. Îți jur. Deci nu mai țin minte. Habar n e, Efectiv nu mai țin minte. Hai să zicem că pe asta nu ți-l-am dat, da? că nici eu nu, -ai nu mai țin minte. Nu mi l-ai dat. Nu ți l-am dat, ok. Hai, ca că am început bine. Hai să vedem. <laughs> Care că șansele să lipă iei pe ăsta? Alone. Alone. Hai să vedem. I'm alone in this coffee shop Drunk in this bună, coffee shop Bună, bună Eu mă gândeam la Michael Jackson Bun. You're not alone Da ha, Ai una, hai să vedem deci... Hai <laughs> să vedem Vers cai vers pe pereți Cai vers pe pereți Asta ți-am zis eu înainte Nu mai zic nimic Nu se pune Nu se pune că mi-ai zis Oricum aș fi știut Da, ia să vedem Eu vara nu dorm Vara nu dorm Nu am somn Zori zile mă plimb Pe plajă mă plimb Pentru că vara Vedem Hai Ne vedem Ne vedem în septembrie Tata ta Cred că e de la Andragogan. Ne vedem în septembrie da, da. Eu la asta nu m-am gândit, dar dacă ce te, te gândit? Eu... ne vedem noi. Andra și Smile. Zma... Eu, Andra, Delia și Smile. Ia să vedem. Obsesie. Un fel de obsesie. Taram, taram, taram. De la Liviu Tudorescu, obsesie. Mă așteptam să-mi și mie refrenul. Eu nu aveam nicio pretenție Decât să ne petrecem nopțile Dar tu ai vrut să-mi dai o lecție Și ai devenit un fel Un fel, un fel de obsesie, obsesie. Liviu, dacă te-ai uitat aici, te rog frumos Ia-o, te rog eu frumos unde? Ai patru, da? Cinci chiar Hai să zicem Ți-l dau și pe ăla, dar nu Săraca Sau săracă Hai, săracă, Săracă. S nu mai spune așa, nu mai face așa. Săracă. S săracă, săracă, Bă. săracă. Nu? Săracă, să săraca. Câtă durere poate îndura săracă inima mea. Mario Fresh, săracă inima, sau săracă inima nu? Nu. Haide, da, bine, pentru mine e foarte bine, că te-am prins, e bine, nu? Ia să vedem. Iubește. Cine iubește și lasă fi e blestemat, Dumnezeu să-ți dea pedeapsă, că tu mai uită, se spune că... <laughs> nu te uita acolo, ia și tu fără Nu mă uit Poate ține vreo idee Brațe. Brațe străine de la Mario cântă, Frânșandra. Cântă, cântă. În brațe străine. Nu, 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 cântă. Stai, 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 dar știu melodia. Da, uh, na, na, Vină departe, departe de tine E atât de, de ușor, ușor să fugi de iubire Vină la mâine, stai lângă mine Nu, nu suntem făcuți, făcuți pentru brațe, brațe străine jumătate de pun la asta A, ah, nu! Păi da, te-am no, ajutat no, și la. No, nu. nu, nu sunt de acord Ba da Topim noi ne topim în focuri. Există piesa? Nu știu. Să și noi ne topim. Vreau să fi sigură. Da, sunt sigură. Și noi ne topim. Nu minți acum că nu e sigură. Nu, sunt sigură. Cine am inventat o inventat eu acum. Cine o cântă? și noi ne topim. Și noi ne topim. Păi. Asta e sub focuri. Carla Zrim. Focuri de ameve. Sau vechi. ne a <laughs> sănături. Ok glas. Glas? Mai lăsat fără glas. bada, no, no. Ba, da, ba da, de la Oana... Da, ia, yeah, când da. zi. Nu știu, eu știu alta. Îți da, un, un indiciu e tot Chiar de la Mario da. Fresh, pe care eu o știu. Nu, știu că mai lăsa fără glas, sigur știu, este o piesă de la um, Oana Radu, cred. Chitara mea îți sună? Cunoscut? Mm. Într-un glas amândoi Nu? Nimic? Nu Ok Da, bine, jumătate Glass. de punct și cu Mai o... lăsa fără glas, clar Ok, Jum jumătate de punct, că nu e sigură pe tine Nu, sunt foarte sigură <laughs> cântă Vezi că te-am prins? Stai un pic, lasă un pic Stau, 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 avem timp, timp, avem Caută, caută pe YouTube Glas, Oana Sau mai lăsa fără glas Și dacă nu e să-ți iau 5 puncte? Nu 5 puncte 3 nu, da, ce e asta? Unu, <laughs> unu. Nu, 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 păi ce, îmi dădeai jumătate de punct și mie ai unu dacă nu e fă corect. Fără fă glas? Fără fă glas. Să vedem. Cine o cântă? Oana Radu. Bine. Mai acolo? Da, mai sunt două. Perfect, ia să vedem. Viteză. Ai timp? N-ai, deci exact, dacă nu mă știi, na, nu, nu. Chiar mă supăr. E mai veche, dar nu e foarte veche. Era Mihail. Mă ea, E totul în viteză, delir că cerul de înalt. Bun, un punct. <laughs> Și fericită e ca la punct, ia să vedem. Scar, în scara 2, la etajul 7, Bun. Da, deci cred că am Ia, um... yeah, ia, yeah, hai. Cred că nu am doar două puncte Câte au fost? 13? Două puncte, hai să zicem minus 3 puncte 10, eu sunt de acord Ești deci, bine, ești acolo Deci ești pe locul 2 Păi el a avut 11 Mai dă-mi un cuvânt și îți mai cânt, că am și 11 Bine, hai, dar vezi că îți dau greu uh -huh. Cub e, Hai, cub de gheață Bine, stai să dau acum Fii atentă, dacă vrei tu alt cuvânt, imediat îți dau deci fii atent, ai două variante. O alegi doar un cuvânt și dacă nu-l știi, pierzi 5 puncte. O, ori îți mai dau trei cuvinte și atât. Depinde doar de tine. Promit că le dau mai ușoare pe la trei cuvinte. Da, puțin, trei cuvinte și nu pierzi nimic, nu? Da, nu pierzi nimic. Deci... Da, 3 cuvinte. Hai să vedem. Someone. Summer? Someone. Cine? Someone. Someone? Da, someone. Oh, someone, someone, someone like you. I need nothing but the best for you. To not forget me. Being hard. Dragostea Dragostea e tot ce rămâne După atâta vânt și ploi Inima îmi spune Că -vom, vom rămâne doar noi doi Dragostea e tot ce rămâne Ia-mă tu ce înapoi Și inima îmi... Și nu ne vindecă <hle> durerea Ce ne leagă pe-amânt Asta mai e un punct de la mine, să știi că mi-a plăcut prea mult. Dar tot să mai dau un cuvânt. Două să mai dau. Okay. Solo. Solo. Hei, și s-ar putea să mă odător eu Hei, hei, de-aia sunt solo mai am inima, am, am un cum cu de gheață, gheață acolo Solo Ok, bună și asta Da, cred că am vreo 50 de puncte până acum, așa, după că... că ți dat eu de la mine, de cijera. Da, bine atunci, patul Patul? Patul Deja sunt patru cuvinte. Ai zis că vrei acum, nu mai fi răutăcioasă. Patul. Patul, patul. Asta e fără timp. Uite, na, să nu zici că sunt patul. patul. Indiciu? Melodie veche. E imposibil să nu știi. E imposibil. Stai. Pe patul meu și pe muzica mea. Oh, mi-aș fi vândut și sufletul Pentru o femeie pe cum ești tu Dar în lipsa mea Tu mi ai amanetat deja Bun, bun Îți mai dau cum am? Da? Da Ia să vedem Dirty uh, Talk dirty to me Tararam, <laughs> tam, Nu știu de exact dacă era așa Este, da. este bună Dance?

Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. So in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man. Smaidon, <laughs> Putere. Tu hey. no me nebunia. Ta.

da, pa, asta e acasă de la Smiley Vreau să cânt, să, să visez și, și să râd Să nu uiți să mă joc câteodată Și atunci când îl mai voi aplica Să nu uiți să mă întorc De ce n-ai cântat să... rap? De ce ai cântat rap <laughs> la X factor Că te pricepi Eram prea bună pe rap și de asta ah, <laughs> Scuză-mă, scuză-mă Da, deci mi-ai cam distrus jocul Bine, că ți-am dat eu voie Asta da, asta e cam adevărat Să nu uităm că la cup chiar n-ai știut Dar chiar vreau să, după ce Terminăm aici să scotăm o melodie cu cub, că e da. de ce sigur, cub de gheață. E sigur. E ceva cu cup de gheață. Mă, sigur, sigur e. Dar până atunci, îți mulțumesc mult și vreau să îmi spui, de fapt nu mie lor, pentru că sunt foarte multe, și sunt și fete și băieți care sunt la un început de drum, știi? Și poate le, le e frică, le rușine să facă și pasul ăsta către muzică, dar ei chiar își doresc. Ce le pot spune? Dele niște, nu neapărat sfaturi, dă niște îndrumări. Eu spun din experiența mea ce am făcut eu, adică și eu tot la început de drum sunt. Și... Ei, da, la început de drum... Da, la... în, indru în industria muzicală tot la început de drum până la urmă. Da, exact. Că așa că am început eu să cânt la 9 ani, e altceva, dar presupun că în industria muzicală, nu? sau da, uh, Așa, în general, per total Cu muzica, deci, per total. Per total Cred că cel mai important este un profesor foarte bun. E... Deci, tu recomand chestia asta, nu? Da, să mergi la un clar. prof de canto. Un prof de canto foarte bun. Păi, profesora mea. De canto de la București, de la Art Music, <laughs> Madalina. <laughs> Bună, <laughs> Ea m-a uh, ridicat pe mine uh, și ei îi datorez uh, tot ce sunt acum, și artistul, și vocea, și muzica, și tot Foarte ce am făcut frumos. legat de muzică, ei îi datorez pentru că ea a fost persoana care m-a îndrumat și care m-a învățat. Ok, și pentru, pentru oamenii care nu au persoană asta și nici din familie nu primesc, să zicem că, na, eu am zis-o de foarte multe ori, în, în artă nu e nimic sigur, da? Adică nu. tu dacă vrei da. să cânți, poți să cânti, dar nu zice nimeni, băi, fă doi ani de canto și gata, ești mare câ mm. cântăreț. Știi, și sunt foarte mulți copii care nu sunt susținuți. Ce le spui să facă? De exemplu, dacă li se spune de la școală, Băi, nu cânta, sau de la prieteni, Băi, mie nu-mi place vocea ta. Să se lase? Nu, să nu intereseze. Când, să nu când ajung. Pai, vorbim de o persoană. Când ajunge persoana respectivă la momentul în care decide singur că nu e făcut pentru muzică, de pe atunci să se lase. Și nici atunci. că Mai poți puțin. Știi? Doar că n-ar trebui să se uite în stânga și în dreapta, ar trebui să-și vadă de drumul lui. Și dacă nu e susținut de nimeni, să se susțină singur. Am înțeles. La tine care a fost uh, uh, cel mai mare impas, ca să zic așa, de te-ai gândit tu atunci, Bă, uite, parcă nu-mi place vocea mea, parcă, cum ai zis mai devreme, știi? Că ai avut o... Uh, nu am avut, deci -ai avut. Uh, neapărat, doar că au fost situații și situații. Au fost uh, uh, foarte multe uh, perioade în care... Nu am fost mulțumită cu vocea mea, poate și din uh, cauza faptului că, nu știu, m-am obișnuit cu ea și zic acum că e o voce basic, adică am chestia asta mereu. Ha, ha, ha. Nu, sincer, sincer, mai am, am impresia e. asta mereu că vocea mea e o voce basic și mai ales mă uit și pe TikTok și văd o grămadă de fete care au niște voci super mișto și grave așa. Înțelegi, eu sunt un pic... nu sunt așa și, mă rog, asta... Ești prea modest acum. Nu, nu, sincer, nu, sincer, asta e bine. Și asta e din interiorul meu, nu ar fi trebuit să zic așa ceva niciodată, <laughs> pentru că este vulnerabilitatea mea, este punctul meu slab. <laughs> îți mulțumesc, <laughs> îți mulțumesc totuși. Da, și recunoști că sunt foarte mulți oameni talentați la noi în țară, dar pe care nu știu da, sunt foarte mulți oameni talentați în toată lumea. Și ce le recomanzi? Le recomanzi să încerce cum ai făcut tu? Experiența asta cu X-Factor? Clar, cu... X-Factor și orice alt concurs să se bage peste tot, să cânte oriunde și la spectacolele de la școală. Peste tot, peste tot, nu e nimic de pierdut. Știi, mă, nu, nu prea fac asta tot așa. Mi-e rușine, poate nu sunt... Și mie a fost rușine la început. Și nu rușine, emoții, trag de scenă, eu știu, chestii de astea, dai. Și acum, de fapt, mi este de ce să mint, doar că e la un nivel mai mic. Nu pot zic leșind de emoții. Acum, totuși, cred că ești sigură pe pe tine și pe, și pe vocea ta. Și niciodată 100%, crede-mă Îți dai seama că niciodată. Da, dar totuși, ai acolo o, o bază. Am o bază, da, am un. Început. Mai ales acum, după, după semifinală, te rog. Nu poți să-mi zici că, băi da, eu cânt, nu știu dacă cânt bine sau când frumos, cred că cânt așa frumoșel, nu știu. Drăguț. Drăguț, da, exact. Nu, nu zic așa neapărat, dar nici nu mă umflu pentru că mie îmi place să fac, nu să vorbesc, Ia? înțelegi? Deci, mie asta îmi place foarte, foarte mult la tine, că după experiența X-Factor, pe care tu o zici că da, și bună și rea, E, de afară, credem că nu s-a văzut deloc rea, deci de la TV s-a văzut că ești pu, acolo sus, dar tu, tu, tu și uite, vezi, ești, nu modestă, dar ești, ai rămas sinceră și n-ai început să zici, da, semifinalei gata. Unde am fost? La X Factor, în semifinală. scuză mă pe mine, deci nu vin la tine dumi în emisiune, că nu vin, nu vreau. Ceva de genul ăsta. Eu apreciez foarte mult asta și îți mulțumesc din tot sufletul. Cam asta pentru astăzi. Îmi pare rău că mi-ai digitat atâtea cuvinte. Chiar îmi pare rău, sincer, nu mă așteptam. Îți mulțumesc. Te mai aștept pe la mine. Sper că te-ai simțit drag. bine. Foarte bine m-am simțit. Chiar foarte bine. Foarte bine și îți mulțumesc eu că m-ai invitat și că m-ai primit aici în căsuța ta. Te mai așteptam. Eu am fost dumneavoastră. și până data viitoare să lași toate lucrurile deoparte, du-te după pasiunea ta, orice ar fi. Ne vedem data viitoare.